Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. În această ediție ne îndreptăm atenția tot către fotbal. De asta dată mergem către Fălticeni, către ACS Șomuz, pentru că echipa ce tocmai a promovat în acest an are emoțiile inerente unui debut de sezon, ca orice sucevean adevărat. Cu toți își doresc ca și acolo lucrurile să fie cât mai bune în această ediție de campionat. Pregătirile sunt în toi, sunt tot felul de informații de oră recentă care ne-au parvenit vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. Și bineînțeles, așa cum este și normal, acordăm atenție acestui subiect. Săptămâna trecută am discutat cu reprezentanții echipei Foresta. Sper că pe dumneavoastră cel puțin v-au lămurit de intențiile pe care le au. Astăzi a fost și o ședință de Consiliul Local în care s-a aprobat finanțarea pe fonduri nerambursabile, dacă nu greșesc, pentru echipa de fotbal din cele 12 milioane de lei. În momentul de față au mai rămas doar 8, pentru că suntem în această lună, august, anului 2018, cu alte cuvinte, practic, parte din acești bani nu mai pot fi accesați, dar în fine, în perioada imediat următoare o să aflăm mai multe. Dacă luna trecută, chiar când eram în toiul emisiunii, nu era încă confirmată prezența noului antrenor pe bancă, drept pentru care nici nu am dezvoltat acest subiect, uite că săptămâna aceasta putem pune unele lucruri pe masă care tot așa au stat într-o scurtă perioadă de vreme la nivel de discuții și par a fi concretizate. Înainte de a trece la subiectul principal al emisiunii, trebuie să vă spun că până să înceapă campionatul sau în prima săptămână, cel mult când se va deschide campionatul, depinde cum vom avea timp, am promisiunea și celor de la Bucovina Rădăuți că vor veni în această emisiune să ne spună ce și cum, felul în care s-au pregătit pentru această ediție de Liga a treia. Suntem cu trei echipe sucevene așadar în Liga a treia. La Rădăuți avem o legiune suceveană extraordinară, jucători exclusiv din județul nostru, doi antrenori, spune aici Daniel Bălan și Dorin Goian, două legende ale fotbalului, și aș spune eu, nu doar sucevean, ci chiar la nivel național. La Suceava vedeți și dumneavoastră ambițiile și oricât ar fi, se impune ca obiectiv promovarea, este indiscutabil, cred, sau nu poate fi intrat în discuție un alt obiectiv, deși trebuie să privim lucrurile cu discernământ. La Fălticeni, echipă nou promovată, primul lucru sau cel mai important, evident, este în primul an întotdeauna evitarea retrogradării. Dar, constatând diferențele care le implică și ceea ce este ca prezență la nivelul ligii a treia, unde este primul pas către performanță, îndrăznesc eu să spun, și acolo s-au luat măsuri cât se poate de serioase. Alături de mine, Iulian Darabă, bună ziua, seara, de acum că suntem în perioada anului în care nu mai știu ce să spun, bună ziua sau bună seara. Oricum, bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Așadar, în ultima dumneavoastră prezență aici la emisiune, eram la capitolul emoții, că urma barajul de promovare. O ultimă etapă și barajul de promovare. Într-adevăr, așa este. Emoții sunt și acum, pentru că suntem nou promovați în Liga 3 și ne dorim să începem noul campionat cu dreptul. Emoțiile cred că vor fi la fiecare meci, pentru că dacă nu ai emoții, intri în teren și nu ai sau nu respecti adversarul, vă dați seama că nu poți face un joc bun și un rezultat satisfăcător pentru echipa noastră. Ceea ce știți foarte bine, de regulă așa se întâmplă, echipa nou promovată, toate echipele din clasament își fac calculul cu cele trei puncte luate de la echipa nou promovată,
fără discuție, și acasă și în deplasare. Noi ne dorim să facem o surpriză plăcută în acest an competițional, pentru că, cum a spus și dumneavoastră, pentru noi un obiectiv este și acela de evitarea retrogradării, dar sau menținerea în Liga a 3-a. Da, cred că ăsta e mai corect, mai frumos spus, menținerea în Liga a 3-a, pentru că altfel știți foarte bine că există, sunt diferențe majore. Una era fotbalul pe care l-ați practicat ca și club, mă refer în special la nivelul Ligii a 4-a, unde lucrurile sunt oricum mai relaxate, să spunem așa. Într-adevăr, e un an de pregătire în care jucătorii încep să se coaguleze, se formează acel grup și așa mai departe, dar sunt diferențe categorice între cele două eșaloane fotbalistice. Noi suntem conștienți de acest lucru și de asta nici nu ne hazardăm să spunem că avem un obiectiv clar. Cum ați spus și dumneavoastră, menținerea în Liga a 3-a pentru noi este un obiectiv pe care sperăm să-l îndeplinim. Nu plecăm cu ideea că nu putem face în Liga 3, față în Liga 3. Este un tur de campionat foarte greu din toate punctele de vedere, pentru că suntem o echipă nouă promovată, o echipă care trebuie să se așeze pe perioada turului cu mai multe probleme, care le-am deja, unele dintre le-am rezolvat, cu omologarea terenului, cu echipele de copii și juniori, cu tot ceea ce înseamnă Liga 3, afilierea la federații. Noi am jucat în județ, toate documentele și tot ceea ce ține de echipă le făceam la Asociația Județeană de Fotbal, dar de acum toate sunt, se vor la Federația Română de Fotbal. Este mai greu, dar am fost conștienți de acest lucru și de aceea avem un staff numeros și ne putem îndeplini obiectivele cele de organizare. Spuneam că ideea e că oricum nu că se știe, deja se știe, dar au fost tatonări, pentru că stând și judecând drept cu marea majoritate a jucătorilor care are în momentul de față aceste showmus, jucători care fac acest lucru la nivel de n-aș zice amatorism, da, ăsta e termenul corect până la urmă, la nivel de amatori, pentru că principala pregătire sau principal obiect de activitate al multora dintre sportivi sau a parte din sportivi este evident ceea ce fac acolo la școala de jandarmi, ceea ce presupune că acolo e primul job, iar aici e mai mult din plăcere, ceea ce înseamnă mai puține antrenamente pe săptămână pentru pregătirea meciurilor, drept pentru care a trebuit să găsiți o soluție. Marea majoritate a jucătorilor lucrează și, cum ați spus și dumneavoastră, în Liga 3 ai nevoie de antrenamente, ai nevoie de poate cantonamente, de pregătire fizică și este foarte greu pentru un sportiv care lucrează să se dedice și serviciului și la nivelul Liga 4 pare să nu e nicio problemă. La nivel de Liga 4 toate echipele practică acest lucru. Dar la Liga 3 situația se schimbă. Sunt jucători care, într-adevăr, nu fac față din punct de vedere al timpului, nu le permite timpul. Poate fotbalistic reușesc și duc cu brio un joc în 90 de minute sau 40 de minute, depinde cât este solicitat de către antrenor. Dar vă dați seama, odată ce are servici și are și alte activități zilnice, este greu să îndeplinească cele sportive. De aceea a apărut această oportunitate de a face o colaborare cu cei de la FC Botoșani, echipă de Liga 1. Am analizat-o, am prezentat-o în primul rând domnului primar, pentru că primăria este principalul finanțator al echipei de fotbal. A fost de acord, staful tehnic a fost de acord și acum două zile am, să zic, am bătut palma în proporție de... E parafat, adică e discutat, e rezolvat lucrul ăsta. Evident că orice se poate întâmpla. Am văzut și jucători care au semnat și peste noapte au plecat de la echipa cu care au semnat. Nu? Deocamdată la noi este verbal, o înțelegere verbală. Pe acte nu avem deocamdată nimic. Sperăm ca până joi să rezolvăm și documentele necesare. Da, pe acte, pentru că exact de povestea asta. Se știe foarte bine că FC Botoșani este, să spunem așa, pentru nordul Moldovei, este standardul în ceea ce înseamnă fotbal. Practic, din toată regiunea istorică Moldova, avem Botoșanul și Iașiul.
ca echipe care ne reprezintă. Și amândouă destul de bine la nivelul ligii întâi. Orice club care reușește să dovedească, este cât se poate de serios, și Botoșani au dovedit lucrul ăsta cu vârf și îndesat în ultimii ani de zile, trebuie să-și creeze o arie de selecție, o bază de jucători care să fie și rulați, să fie și pregătiți. Și unde? Că nu poți să te duci la Drobeta, Turnul Severin, tu dacă ești de aici, din Botoșani, da? Îți trebuie să-i ții aproape ca să-i poți avea și sub observație pe acești jucători. De regulă, cluburile astea care mai și înțeleg, iar Botoșaniu de dat recent a vândut cel puțin către Steaua vreo 3 jucători, 3 sau 4 jucători au vândut, gândindu-mă aici la 2 Suceven, la Golovca și la mai nou Mihai Roman și la Olimpiu Moruțan. Jucătorul ăla de junior de la Cluj a dus la Botoșani, crescut și uite, vândut bine, bine la Steaua, inclusiv procente pe viitor. Ei, asta e o rețetă care trebuie să funcțione. Încerc să explic în bună măsură care e mecanismul, ca să vedem și cum s-a ajuns la această colaborare, pentru că se știa de mai multă vreme că Botoșaniul, FC Botoșani, își dorește înființarea celei de-a doua echipe la nivelul eșalonului 3. A găsit această oportunitate cu Fălticeniu și cred că lucrul ăsta are și părți bune și părți mai puțin bune. Botoșaniu a solicitat să aibă o echipă în Liga 3, a făcut o adresă către Federația Română de Fotbal și cei de la Iași au făcut același lucru, doar că s-au ocupat locurile în Liga 3 și nu au mai fost acceptate echipele care au depus o cerere, o echipe care urmau să fie invitate, deoarece toate s-au înscris în acest an competițional. De aceea s-a ajuns la o discuție cu noi. După cum a spus, am analizat-o. Din punctul nostru de vedere, este avantajos pentru că vin jucători tineri, vine o echipă de Liga 1 și avem posibilitatea să, poate din zona noastră, a Fălticeniului, a Sucevei, să vină jucători care își doresc să facă pasul spre o echipă de Liga 1 printr-o echipă de Liga 3 care va fi la Fălticeni. Nu va fi satelitul Botoșanului. Toți jucătorii care vor veni de la Botoșani vor veni sub formă de împrumut la Fălticeni, vor juca pentru Șomus Fălticeni, în acte vor fi Șomus Fălticeni. Au un lot de 15 jucători. În prima fază nu vor veni toți jucătorii pentru Liga 3, pentru că vrem să facem lucrul ăsta treptat. Nu, nici noi nu ne dorim să vină cu un lot de 15-12 jucători. Și să vină o echipă, joacă ei, s-au supărat, pleacă, nu. Nu, nici lucrul acesta nu se va întâmpla, pentru că noi, stând la masă, împreună cu președintele clubului FC Botoșani, domnul Anton Cătălin, și cu finanțatorul, domnul Parfenov, împreună cu domnul primar și președintele clubului Șomus Fălticeni, am hotărât să facem o colaborare pe minim 3 ani. Nu ne dorim să mergem până în iarnă și dacă nu ne înțelegem sau dacă nu sunt rezultate să renunțăm sau până la vară, ne dorim să avem o colaborare pe termen îndelungat. Pentru că jucătorii care vor veni de la Botoșani vor fi jucători între 18 și 21 de ani maxim. Botoșaniu prin noi își va crește jucătorii, jucători cu potențial de Liga 1 și la un tur sau de campionat sau un campionat un an competițional întreg, își vor da seama dacă sunt jucători de Liga 1 sau dacă nu pot face sau față. Sau dacă e obligatoriu să mai treacă și prin Liga 2. Trebuie să luăm câteva minute de publicitate după care revenim cu discuția noastră. De ce? Pentru că e foarte important ceea ce se va petrece în perioada imediat următoare la Fălticeni. Eu o spun și are părți pozitive extraordinare. Sunt și câteva minusuri pe care eu le sesizez, dar vedeți dumneavoastră, întotdeauna când tragi linia, dacă ieși pe plus, e de bine. Ori cred că asta a fost rațiunea și sau judecata rațională pe care a abordat-o Fălticeniu în cazul de față. Publicitate, revenim.